Putru anului viitor. Tot nu e clar dacă Huawei, furnizor de echipamente pentru operatorii de telecomunicații, poate să ia parte sau va fi blocat, așa cum ar cere, fără să-i menționeze însă explicit numele, memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și România. Să nu ne lăsăm prinși în războiul comercial dintre China și Statele Unite e avertismentul care vine de la specialiști în geopolitică, de la analiști economici, în contextul în care în țara noastră sunt dezbateri aprinse pe marginea legii 5G și ce înseamnă această întârziere și pentru operatori și pentru clienți, pentru public, pentru economie, o lege care ar trebui să fie făcută astfel încât să nu excludă niciun competitor, spun specialiștii. Noi suntem de vorbă în seara asta cu profesor universitar dr. Mircea Coșea. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Subiect interesant, subiect controversat, un elefant în încăpere, într-un fel, dacă vreți, pentru că există această condiționare cumva impusă României sau agreată de România cu Statele Unite privind acest furnizor, dar cu implicații destul de ramificate pentru economie. Care ar fi compromisul rezonabil? De unde ar trebui să înceapă discuția asta care a început, am văzut, pe poziții de forță cumva? Ar trebui să plece de la interesul pe care îl avem noi ca țară. Orice fel de acord, orice fel de legătură, orice fel de implementare a unei tehnologii moderne, costisitoare, trebuie să plece de la analiza exactă a posibilităților pe care România le are. România e o țară mică, cu economie mică, cu probleme. Hai să spunem direct, e o țară săracă. O țară săracă nu își permite să fie parte într-un război comercial între doi giganți. Războiul ăsta comercial, de Statele Unite și China. Războiul ăsta comercial este declanșat de administrația Trump în baza unei idei pe care președintele Trump o are, aceea că în aproximativ 20-25 de ani, dacă nu se iau măsuri acum, leadership-ul economic și politic al lumii va fi ocupat de China, America pierzându-și așa rol câștigat în 1946-47. Și atunci au început sancțiunile, tarifare, netarifare, lupta asta permanentă. Să nu uităm că în cazul Chinei nu avem de a face cu o economie fără putere. E foarte puternică, e a doua putere economică a lumii acum. Deci războiul este, spus pe românește, pe viață și pe moarte. E, în războiul ăsta nu poate să nu fie implicată economia globală. Actorii sunt prea mari. În economia asta globală suntem implicați și noi. Ce înseamnă asta? Că putem avea niște reacții care țin de fluxul de mărfuri, fluxul de capital, import, export, fel de fel de lucru care rezultă din această încleștare între cei doi. Acum, problema asta cu 5G e mai complicată. Pentru că aici e o piață specială. Această tehnologie trebuie să fie implementată. Ea are adversarii și prietenii ei. Unii spun că e bine, alții spun că nu e bine, dar ea va trebui să fie implementată. Să ajunge până la discuții pe ecologie, pe fel de fel de. Ea trebuie să fie implementată, ori piața e foarte restrânsă, sunt doar câțiva producători. Dar toată lumea știe și e recunoscut că avansul tehnologic cel mai mare l-au chinezii prin Huawei. Da. Și atunci asigur că pe o piață concurențională corectă ar trebui să câștige cel care are cea mai mare putere tehnologică. Mai ales că rețelele care sunt acum în funcțiune G4, 4G sau celelalte, sunt bazate pe tehnologia Huawei. Asta ce înseamnă în toată lumea? Asta înseamnă că ar trebui să se renunțe la ceea ce s-a făcut până acum și să facă altceva. E, în condițiile astea apare un argument pe care sigur trebuie să-l luăm în seamă, pentru că procedeul tehnologic permite potențial acest lucru și anume un anumit tip de spionaj al datelor. Dar deocamdată nu există niciun fel de dovadă că Huawei ar fi... Aici trebuie făcută o precizare. Argumentul pe care l-au adus diversi partizani ai acestei idei să fie exclus această companie, repet, fără a-i menționa explicit numele, dar se potrivește profilului cum ar veni, sau exista suficiente trimiteri spre povestea asta, e așa. O companie care funcționează în strânsă legătură cu un guvern, în absența unor mecanisme independente de justiție și de arbitraj comercial în țara respectivă. Cu alte cuvinte, legătura Huawei cu guvernul chinez nu poate fi sancționată sau cenzurată de nimeni, pentru că în China nimeni nu s-ar pune cu guvernul chinez. Simplific foarte tare ca să înțeleagă toată lumea. Asta se reproșează acestei companii, că de fapt
poate la o adică să furnizeze date legate dacă de securitate, chinez cere. Dacă guvernul chinez cere, fără ca vreo instanță să se opună sau să se poată opune acolo în țara respectivă. Dar știți că și celelalte companii care lucrează pe această tehnologie sunt și ele public-privat. Și celelalte care țin de piața americană, suedeză sau finlandeză sau germană. Așa încât e o teorie, că am spus, care poate să fie posibilă, dar deocamdată ea nu este verificată. Acum trebuie să mai discutăm și altceva. În contractele care se pot face între aceste societăți și diferitele state, conform specialiștilor, nu e ideea mea că nu sunt jurist, mai ales în drept comercial, dar trebuie să citiți ce se scrie în Germania, mai ales, se arată foarte clar că în contracte poate să fie stopat așa ceva. Deci cel care cumpără poate să pună anumite condiții, poate să controleze într-un fel. Pe de altă parte, este Organizația Mondială a Comerțului care poate interveni și ea. Lucrurile sunt la jumătatea drumului. De unde știm asta? Pentru că în toată lumea există o dezbatere pe această temă. Franța a luat o poziție, Marea Britanie o poziție, Germania nu a luat încă nicio poziție, Spania la fel, Portugalia. Belgia a anunțat chiar astăzi că va lucra cu Nokia, uite, ca să dăm și alt nume de furnizor, să nu creadă lumea că vorbim doar despre unul. Deci problema care se pune este ce facem noi. În condițiile noastre, noi avem o poziție extrem de sensibilă, care se referă la tot ceea ce vom face de acum înainte. Și anume, noi suntem sub auspiciile unui extraordinar de important pentru noi, parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, pe de altă parte suntem membri ai Uniunii Europene. Parteneriatul strategic cu Statele Unite se pare, conform declarațiilor, că este mult mai important cu România decât cu alte țări din Europa. Deci, într-un fel sau altul, suntem legați de acest lucru, iar ultimele vești ne arată că, în sfârșit, administrația americană încearcă să completeze parteneriatul strategic militar și economic. Sunt investițiile sau credit, nu știm încă, dar oricum făcute de Statele Unite ale Americii în domeniul energetic la Cernavodă, nu? Da. Și nu numai, se pare că vor fi și altele. Deci trebuie luată o hotărâre care să țină seama de cât ne costă. Pentru că eu trebuie să plec de la această idee care mă interesează foarte mult. Își permite România să ghideze investițiile străine pe criterii politice sau pe criterii economice? Dacă am fi o țară care ne putem manifesta oricum și în orice fel, atunci am putea să luăm criteriile politice. Dom'le, suntem parteneria strategic, facem așa. Dar conform analizelor care au apărut, nu le-am făcut eu, sunt de făcute de specialiști, dacă nu facem această continuare a aplicării acestei tehnologii, România pierde foarte mult. La nivel de milioane sau chiar de miliard. Deci aici trebuie să se discute foarte clar. Și aici am eu o întrebare, domnule profesor. Dacă și-a calculat guvernul că va compensa aceste pierderi din economie aduse de blocajul acestei licitații sau de întârzierea procesului prin altceva. Nu știu. Adică nu avem un semnal în direcția asta. Tot ce știm dinspre guvern nu vrem. Nu. Păi, guvernul a pus-o în discuție publică. Da, am auzit deja vreo doi miniștri care spuneau, da, de ce cu China? De ce nu cu state din Uniunea Europeană? Da, sunt cu declarații, producători, de fapt, cu sunt declarații din politice care au apărut, că, mă rog, în sfârșit, nu vreau să le pun în discuție, pentru că ăsta e trendul acum în Europa, în anumite țări. China este adversarul principal. Nu mai e Rusia, văd că este China, politic. Dar nu asta e problema mea. Problema mea este dacă există vreo compensare. M-am gândit, nu știu. Nu știu dacă există sau nu. Dacă există o altă ofertă. Vine Nokia, cum a spus dumneavoastră, sau altcineva și zice, pot să fac aceeași lucru, cu bani mai puțini sau cu aceiași bani, atunci putem să discutăm. Dar ce facem cu utilajul Huawei pe care deja îl avem? Cât ne costă ca să-l demontăm, să punem altul, să luăm de la zero? Deci, la fel e o bună întrebare. Dacă acești operatori din telecomunicații n-au întrebat și ei sau nu pot să negocieze de acum încolo cu guvernul această formă de compensație, știu eu. Uite, scoatem aceste echipamente pe care le avem, pierdem niște bani pentru că trebuie să găsim alt furnizor. Pentru că trebuie să ajungi până la urmă și la costul pe consumator. Da. Să nu crească foarte mult și consumatorul. Exact. Și cu telefonul. Să nu se pună deci, în factura lui toate costurile astea. Deocamdată suntem în stadiul în care de-abia luna august s-a pus în discuție acest proiect de lege. Deci așteptăm niște evoluții. Dar, repet, părerea mea este că trebuie să avem în vedere criteriul economic foarte, foarte atent, pentru că noi intrăm, domnule Mușat, într-o perioadă foarte dificilă. Să nu cumva să ne amăgim că va fi foarte bine de acum înainte din punct de vedere economic.
Suntem într-o început de criză destul de abrupt și vom continua. Deci să nu ne punem mari speranțe în ce va avea bugetul României sau ce va face. Nu, asta e un lucru care trebuie să, de la zero trebuie să plecăm cu această idee. Suntem în criză, nu suntem într-o dezvoltare normală. Nu putem să promitem acum creșteri de nu știu mai ce și nu știu mai ce, cum face un anumit program a unui partid care a apărut zilele astea, da, pentru dacă nu iei în seamă faptul că nu pleci de la o dezvoltare normală, pleci de la zero. Bun. Altă problemă care a apărut acum, la începutul lui octombrie, este un document al Uniunii Europene în care spune foarte clar că fiecare țară trebuie să facă aceste legături cu tehnologia modernă în funcție de interesele proprii pe care le are. Înțelegând prin asta o anumită autonomie a hotărârii pe care o ia, autonomie care, desigur, trebuie să fie legată de niște principii politice, militare, geopolitice sau economice. Da. E o discuție care trebuie să avem. Uh-huh. Adică mie mi se pare că deocamdată se cam forțează nota. Adică mi-am semnat în memorandum, mergem pe linia lui. Adică ne uităm doar la doar unele într-o din parte. Criterii, ziceți. Doar într-o parte. Am două părți sunt foarte importante pentru noi. Noi nu avem dreptul ca țară, așa cum suntem astăzi, să fim mai prieteni cu unii și mai puțin prieteni cu alții. Noi suntem membri a Uniunii Europene și asta este pentru noi un sprijin extraordinar care ne-a dus stabilitate teritorială, hai să nu trecem peste asta, ne-a adus fonduri, ne-a adus clarificarea unor situații de natură macroeconomică, ne va aduce fonduri în continuare la valori foarte, foarte mari. Pe de altă parte, dacă lucrurile se agravează militar, asta rămâne de văzut, Statele Unite ale Americii este garanția noastră strategică. Da. Deci suntem într-o situație în care o diplomație și o economie inteligentă trebuie să facă în așa fel încât să rămânem în picioare. Da, dumneavoastră ziceți, avem interese și parteneriat și cu Statele Unite, avem și cu Uniunea Europeană, numai că față de Uniunea Europeană nu avem de respectat vreo loialitate câtă vreme Uniunea Europeană zice procedați cum credeți. Adică dacă Uniunea Europeană avea o poziție comună și România trebuia să-și manifeste loialitatea față de această poziție comună, era una. Dar UE recomandând, nu știu, faceți fiecare ce doriți și ca dovadă că statele europene fac ce doresc. E mai mult decât atât. Da. Uniunea Europeană îți dă dreptul ca să-ți apere economia. Nu ți impune exact. Ce să faci. Nu impune integrat, nu cum s-a impune, da, situații. Pentru că în multe cazuri păi această atunci, impunere a fost... Și atunci România zice, ok, eu procedez cum cred eu că e mai bine pentru relația mea cu Statele Unite. Pe baza unor studii foarte corecte și foarte precise, pe care să le cunoască toată lumea, pe baza unor discuții cu operatorii economici, pe baza unor discuții cu asociațiile de consumatori, pentru că până la urmă prețul cade pe capul lor. Tot ce se va întâmpla vom plăti noi, cei care avem telefoane. Deci suntem în stadiu în care putem să dezvoltăm, să zicem, între ghilimele, o democrație economică pe acest exemplu care e foarte important. Deci eu cred că nu trebuie să plecăm de la ideea, așa au zis unii, așa facem. Poate să facem ca ei, nu zic nu. Dar numai pe baza unei analize care ține de interesul nostru și de etapa în care ne aflăm. De acord cu dumneavoastră, dar democrația asta economică, știți că s-ar putea să ducă la câte capete, atâtea păreri și până la urmă, la concluzia generală, stai puțin, nu avem guvern? Adică nu guvernul trebuie să stabilească direcțiile economice în care angajează România? Guvernul trebuie să stabilească, dar pe baza unui dialog cu cei interesați. De-aia s-a pus în discuție legea. Până acum n-am văzut un dialog. Sau, mă rog, o masă rotundă în care să apară toți cei care sunt interesați. Asta aștept. Dar dezbaterea asta, de fapt, ce fel de dezbatere publică a fost? Adică înțeleg că totuși s-au putut formula niște păreri, doar că n-au fost invitați la un dialog formal. Părerile știu că care se plângea la un moment dacă n-a fost chemat. Părerile care au apărut în presă, pentru că alte informații nu am, au fost destul de împărțite, dar prioritar au fost în favoarea factorului economic. Adică operatorii se cam plâng de faptul că avea pierderi foarte mari. Există o analiză, pe părerea mea cea mai bună, pe care a făcut-o, pot să dau numele, economica.ro, și acolo o analiză foarte atentă, în care arată că vor fi pierderi foarte mari dacă se aplică această lege. Acum, sigur, asta a ridicat această problemă. Le compensează cineva? Direct sau indirect? Direct, pentru economie direct sau direct cum? Către... Indirect, direct către o cale de a ajunge la consumator la un preț rezonabil. Acum, sigur că eu aștept și altceva. Aștept o reacție din partea Huawei.
Pentru că acum, dacă e vorba că discutăm, hai să spunem numere. Cei care sunt în acest proiect de lege e Huawei, pentru că ei au supremație. Păi asta am spus la început, chiar Huawei dacă nu numește, nu ai cum să restricționezi după nume, restricționezi după niște criterii. Huawei ar trebui să dea niște informații care să arate că nu este atât de legată de deciziile politice. Poate că ar exista chiar posibilitatea ca să se întâmple niște măsuri de reorganizare a structurii de conducere a Huawei, adică să capete toată lumea o garanție. Pentru că dacă această reacție nu vine, lucrurile s-ar putea să meargă într-o direcție în care avansul tehnic pe care Huawei îl are s-ar pierde la nivel global. Ceilalți nu au avansul ăsta, e recunoscut. Costurile ar fi foarte mari. Deci e un front al războiului ăsta comercial care este încă neclarificat, după părerea mea. Ceea ce eu tot spun și vreau ca să se înțeleagă este că avem dreptul să ne privim interesele noastre în perspectiva viitorului care nu e deloc. Toată lumea știe, nu spun ceva. Va veni o criză mult mai mare decât cea de acum. Și va veni în câteva luni când va exista uitați ce se întâmplă cu aproximativ 1 milion de oameni din România care suferă pentru că Horeca nu merge și vor veni și altele și altele. Dar nu știe nimeni în acest moment și poate că iarăși e un minus, câți bani se pierd de fapt. Guvernul poate că n-are un interes să spună asta economica, acum. Economica a făcut acest calcul. Bun, dar pe de altă parte... Guvernul n-avea niciun... Asta zic. Da. Guvernul n-a spus, știți ce pierdem acolo, guvernul, o să câștigăm pe partea elaltă. Deocamdată guvernul nu este credibil, între ghilimele, pentru că nu are un studiu care să ne lămurească asupra analizei pe care o face el, guvernul, la nivelul lui. Că o fac anumite asociații, că o fac independenți, că o fac chiar anumite bănci, asta e altceva, e foarte bine. Dar guvernul trebuie să-și pună punctul de vedere. Punctul de vedere al guvernului nu poate să stea, e foarte fragil dacă zice, pentru că așa scrie în memorandum. Pentru că s-ar putea să ne spioneze. Nu. Trebuie să arate exact care sunt avantajele, care sunt pierderile. Pentru că, până la urmă, pe o suspiciune, nu poți să sacrifici economia. Guvernul poate să-și ralieze în spate sprijin popular, dacă vreți. Nu vorbim de drept internațional sau comercial. Vorbim pur și simplu de cum pică la imagine în România. Poate să spună, domnule, știți, noi avem niște loialități care sunt Statele Unite, lumea occidentală, Uniunea Europeană din care facem parte și avem niște potențiali inamici sau țări cu care oricând pot să, cu care relațiile pot degenera în altceva sau țări care derapează în politica lor. Știți fricțiunile pe care le avem cu Rusia. Avem relații economice cu China, e adevărat, foarte bune. Dar știți că, pe de altă parte, China are această formă de control asupra operatorilor economici și nu știm la ce să ne așteptăm. Și e mai bine să lucrăm cu Occidentul, nu cu China sau Rusia sau alte țări de genul ăsta. Și atunci populația României, marcată, știm foarte bine, nu, de ce vine dinspre Est, să spună, ok, e decizia cea mai sigură, cea mai safe. Da, este o... Asta e planul imaginii. Este o pledoarie de tip avocățesc. Foarte corectă, foarte frumoasă și felicitări că ați pus-o în asemenea termen. Știți că trebuie să aduc toate argumentele. Dar și contraargumentele. Nu, argumentele trebuie să fie și economice. Adică, sigur, există acolo cineva care ne poate face rău. Dar cât ne costă asta? Cât trebuie să dăm din buget? Ce impozite și taxe trebuie ca să plătim ca să ne ferim de o suspiciune? Guvernul ar trebui să demonstreze eventual că pierderile pe lângă, eu știu, pierderi în termen de securitate, că cineva îți fură datele sau îți poate sabota niște sisteme dacă își pune mintea, poate să piardă și economic. Adică să spună, uite, dacă un guvern se folosește de operatorul ăsta, de vendorul ăsta, ca să ne fure niște date și să aibă un avantaj economic, pierdem și economic. Pierdem și pe plan strategic, și securitate, și militar, și economic, și mai știu eu cum. Dar lucrurile astea totuși nu au venit acum. Nu au venit și să știi și altceva. Că e nu, sigur că nu au venit spre guvern. Dar nici dinspre Statele Unite ale Americii, acolo unde probabil analiza e mai serioasă. Pentru că asta înseamnă că trebuie ca să pui China într-un context foarte clar ca inamic. Economia globală nu prea cunoaște acest termen. Pentru că există o cooperare și o distribuție a forțelor aproape egală. Economia globală a hotărât după pandemie că lanțurile valorice trebuie să fie astfel reglementate încât țările să aibă suveranitatea lor în caz de nevoie. Suveranitatea aprovizionării, cum se zice, siguranța aprovizionării. Adică dacă la un anumit produs China este de la A până la ultima
Nu, trebuie ca ceva ca să fie controlabil. Și în cazul ăsta poate să fie așa. Și în cazul ăsta poate să fie așa. Adică Huawei se poate propune ca în această tehnologie anumite părți să fie controlate sau chiar furnizate de companii occidentale, în așa fel încât controlul să fie realizabil. Adică mie mi se pare că suntem într-un moment în care demonstrațiile sunt prea abrupte. Să pot găsi foarte multe modalități ca să putem să facem în așa fel încât un avans tehnologic să folosească oricui. Firmele astea mari, Nokia și altele care sunt, au capacitatea de a intra tehnologic pe acest lanț, lanțul Huawei, în așa fel încât să-l controleze. Ar fi o piață globală concurențională corectă. Ar accepta asta o companie să facă? Compania controlată, zic, nu celelalte. În momentul în care este în pericol un contract imens pe care această companie poate să-l piardă, eu cred că este acceptabil. Da, dumneavoastră ați spus ceva mai devreme, ceva foarte interesant, și anume că ar putea această companie să opereze niște schimbări la vârf și poate chiar să dea niște garanții că taie sau că nu are aceste legături cu guvernul respectiv. Stau și mă întreb dacă acelui guvern îi va conveni să facă asta, pentru că, presupunând că are cele mai bune intenții și nu spionează, nu fură date, nu nimic, tot ar vrea un câștig economic, nu? Da. Și atunci ce faci? Lași compania asta ca pe un electron liber de capul ei, când tocmai formatul economiei chineze este această interferență a statului permanentă în capitalul privat al oamenilor de afaceri? Asta e greu ca să vă răspund eu ce va face guvernul chinez și nici nu pot să mă pronunț în asemenea probleme foarte complicate. Însă, China este acum într-un proces de restructurare economică, care are un aspect important legat de întoarcerea spre piața internă. E o piață mare care poate să susțină o dezvoltare economică. De altfel, e una dintre țările, împreună cu Vietnamul, care are creștere economică în timp de pandemie. Așa încât anumite măsuri de acest gen, eu cred că se poate lua, dar e părerea mea personală, nu am niciun drept ca să zic că dau o opinie. E părerea mea că s-ar putea. Pentru că am citit foarte multe lucruri despre ceea ce îi se impută acestei companii. Se impută că are o conducere formată din foști militari, că o participare a statului este foarte importantă. Formală și informală. Dar în China toate companiile au participare de stat. Tocmai. Nu există fără participare de stat. De asta vorbeam, exact. Asta este modelul chinez. Dacă aici se vor proceda niște schimbări, având în vedere... Cel mai bogat chinez din lume raportează statului. De fapt, ca să înțeleagă toată lumea modelul ăsta dual chinez, așa, în care noi vorbim de patronul Alibaba sau mai știu eu ce alte companii, nu. Miliardarii chinezi, este bine supravegheați și reglementați de stat, dacă e cazul. Un model pe care în 2011 am scris o carte care se numește Arta Combinării despre economia chineză, care am spus că este un model care este de piață liberă controlată într-un fel. Exact. Acum, sigur că e foarte greu ca să crezi că la puterea economică și militară a Chinei va renunța la anumite principii. Însă această etapă de trecere la o nouă tehnologie, de fapt ce înseamnă trecerea asta? Înseamnă trecerea la etapa 4 a revoluției industriale. Este epocală, este o chestie. S-ar putea, China fiind lider aici, s-ar putea să aibă anumite poziții care să garanteze că de fapt are o bună intenție. S-ar putea. Pe de altă parte, partenerii ceilalți ar putea să vină și cu niște propuneri de introducerea unor elemente în acest lanț valorii care se poate să controleze într-un fel sau altul. Adică nicio componentă să nu fie mai mare decât celelalte și să poată prelua controlul, cum ar veni. Pentru că teama mea care este? Teama mea ca, mă rog, ca observator al ceea ce se întâmplă, n-am nicio funcție, nicio poziție acum, este că acest segment numit Huawei este cel mai periculos al războiului comercial între Statele Unite ale Americii și China. El poate deregla, prin eforturile care se pun de a trece într-o parte sau alta, mecanismul global economic, încât oricum vom suferi într-un fel sau altul. Dacă nu cu Huawei, altfel. Da. Pentru că lucrurile se vor încleșta, se vor bloca. Acum, sigur că depinde foarte mult și de rezultatele alegerilor din Statele Unite ale Americii, pentru că în ultima dezbatere care a avut loc, mai mult
în comentariile care s-au făcut, s-a arătat că adversarul domnului Trump ar fi spre o deschidere a economiei spre economia mondială. Nu știu ce se va întâmpla. Discuția este în toi. Dar tocmai de aceea, pentru că discuția este în toi, avem dreptul ca să discutăm și noi. Exact. Pentru că suntem într-un moment în care putem să decidem. Ați vorbit de revoluția, de a patra etapă a revoluției industriale și de o schimbare epocală de paradigmă. Eu aș vrea să lămurim un pic povestea asta, pentru că până acum, cel puțin după știința mea, tehnologia 5G, beneficiile ei, au fost prezentate mai degrabă într-o cheie din aceasta revoluționar SF. Câteva exemple. Sigur, în planul telemedicinei, lucruri care se pot face cu ajutorul softurilor de la distanță și așa mai departe, am putea să o trecem la lucruri epocale care ar putea salva vieți. Numai că mai sunt și alte lucruri, cum ar fi turnuri de control pentru aeroporturi, pentru trafic aerian, fără personal. Ceva care probabil îi va speria pe foarte mulți. Mașini autonome care se conduc singure, pătrund singure în intersecție și calculează dacă e bine sau nu. Iarăși, probabil că foarte multă lume spune cum va fi posibil așa ceva. Adică toate aceste beneficii 5G nu par să fie promovate în acest moment, cel puțin, cu valoarea lor pentru economie. Au mai degrabă niște beneficii așa de revoluție tehnologică în sine. Un scenariu al unui viitor care ar putea arăta într-un anume fel. Și aici stau și mă întreb, lipsește o verigă, domnule profesor, trebuie să vină cineva și să spună uitați aplicațiile concrete și beneficiile și banii care se încasează într-o economie dacă trecem la acest stadiu. Știți, există o teorie mai veche, promovată în ultimul timp de un economist, Gordon, îl cheamă, american, care spune că toată această revoluție, să zice, de IT, nu aduce creștere de productivitate. Sunt doar instrumente. Creșterile de productivitate s-au făcut în stadiile anterioare a revoluției industriale prin energie, aburul, electricitatea, motorul cu ardere internă. Astea ar fi doar instrumente. Astea schimbă viața. Schimbă viața și aduce și lucruri bune și lucruri care încă nu știm cum se vor rezolva. Pentru că probabil că vor fi etape. Întâi va trece la medicină, care e cea mai așteptată. Mai târziu o să vedem ce o să fie. Dar acest lucru va duce la o schimbare extraordinară din punct de vedere al pieții muncii. Adică vor dispare milioane de locuri de muncă. Ce faci cu oameni? Iarăși un motiv de panică, nu? Ce faci cu oameni? Și un motiv de panică. Unii se gândesc după acum și vorbesc. Este o laureată a Premiului Nobel, Esther Duflo, care a luat acum Premiul Nobel în decembrie și care vorbește de necesitatea compensării acestei etape cu un venit minim garantat. De care se și vorbește, prin sparența, prin alte părți. Da. Deci, domnule, dacă nu ai muncă, statul îți dă ceva. Și astea sunt lucruri de Jules Verne până la urmă. Încă nu știm ce se va întâmpla. Problema este că există și o altă posibilitate. Aceea amânării încă o anumită perioadă a acestei tehnologii. Deci ar putea ca acum să fie zgomot sau furtună într-un pahar cu apă, pentru că deja există păreri foarte importante că e prea devreme ca să ne gândim la așa ceva, nu numai pentru faptul că ar exista un control pe care mulți nu l-ar suporta asupra persoanei umane, asupra tot ceea ce înseamnă viața noastră, un control care depășește limite, dar și pentru că nu avem soluții la efectele perverse ale acestei metode. Deci, deocamdată, e foarte util ca să vedem, până la urmă, întorc la ideea mea de bază, în războiul ăsta comercial, care probabil e mai important decât cel militar. Da. Ce facem noi, ca țară? Pentru că suntem aliați cu cineva, suntem neutri, suntem într-o zi cu unii, într-o zi cu alții. Trebuie să vedem, pentru că lucrul ăsta ne duce într-o strategie de viitor. Noi avem o idee pe care eu am salutat-o, actualul guvern, de a avea un program de dezvoltare numit Reclădirea României. Ce înseamnă reclădire? Înseamnă că e de la zero, că face altceva, e altă arhitectură. Asta presupune o idee foarte clară asupra poziției de viitor pe care noi avem între cele două mari puteri, de care avem nevoie neapărat. Și vi se pare că o avem în momentul ăsta sau e pur și simplu noi încercăm să cârpim ce nu merge prin bani? Deocamdată suntem clar și vocali
pentru parteneriatul strategic, dar mergem și la Bruxelles ca să luăm bani. Ar trebui să clarificăm cumva ce facem. Sigur că se poate și una și alta, dar într-o manieră în care ai garanții că până la urmă tu ca țară și ca economie câștigi în permanență. Pentru că știți ce e proverbul? Noi suntem prea săraci ca să ne permitem lucruri de-astea grandioase. Deocamdată trebuie să reconstruim pierderea care o avem. Cât va dura ca să o luăm din nou cu economia așa cum o lăsasem acum 7 sau 8 luni de zile? Cu ce mijloace? Cu ce bani? Cu ce suport politic? De la ambele țări, de la ambele puteri, altfel nu putem. Pentru că suntem membri cu dreptul de plin în UE, parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, nu e o enigmă hamletiană ce facem, cu cine suntem. Este o decizie politică. Dar această decizie politică, după părerea mea, nu se poate lua decât prin consens politic. Adică va trebui până la urmă cei care decid soarta noastră să se înțeleagă cum facem ca să fie bine. Ori în acest complex de probleme apare și Huawei. Da. C-o fi acum, c-o fi peste un an sau peste doi, trebuie ca să știm ce facem cu memorandum, ce facem cu ce spune Uniunea Europeană, ce facem cu proiectul de lege. Îl discutăm. Da. Chemați dumneavoastră aici partenerii la masa asta cu distanță socială, mă rog, între ei, ca să vedem ce facem, să auzim și noi, telespectatorii, ce se întâmplă. Deci este o chestiune care deocamdată este un mister. Ce va face România? Pe de altă parte, domnule profesor, nici nu există o transparență în materie de negociere și probabil că e firesc să nici nu existe în momentul în care, să spunem, Statele Unite zic așa, aveți un parteneriat cu noi, mergeți pe mâna noastră și ajutați-ne în acest război comercial cu China, pierdeți suma X de bani din tot ceea ce ar însemna această implementare cu operatorul respectiv, dar veți câștiga de la noi suma Y, care e cu atât mai mare decât aia pe care o pierdeți. Deci o să ieșiți pe plus dacă facem această înțelegere până la capăt. Aștept lucrul ăsta. Asta e în capul nostru, al oamenilor care... Al oamenilor care gândim ca la piață, știți? Da. Ce-mi iese mie, nu? Ce-mi iese mie, exact. Da. Dar până la urmă trebuie să ne iasă și nouă ceva, știți? Da, este o chestiune. Noi cumpărăm echipament militar american, îl cumpărăm. Așa cum au făcut într-o anumită perioadă, acum 70 de ani, Iranul și Turcia, care deveniseră jandarmii epocii, acolo în zonele lor, dacă nu ați să treci la ca să știți, era șahul, în Turcia era o conducere militară. În acele condiții, Statele Unite au investit foarte mult în țările alea. Iranul și-a creat industria de automobile, care nu e de joacă, și industria navală și aeronautică cu investiții americane. Turcia a devenit ce este, o țară industrială, dintr-o țară de legume, fructe. Deci, poate și noi să avem această șansă, nu? La scara epocii în care ne aflăm acum. De ce avem noi nevoie? Avem nevoie de investiții serioase în domenii pe care nu le putem stăpâni. De exemplu, în agricultura. Toată lumea ia agricultura în râs. Agricultura României va dispare într-un număr de 10-20 de ani dacă nu avem apă și dacă nu avem modernitate în culturi. Avem nevoie aici de știința americanilor în soiurile de cultură, felul cum cultivă. Avem nevoie în energie. Aici să zicem că ceva se face cu Cernavodă. Avem nevoie să avem o participare industrială și de service la momentul pe care îl cumpărăm. Pentru că asta ce înseamnă? Înseamnă locuri de muncă, industrie și know-how. De înaltă tehnicitate, ne calificăm superior. Dacă întreținem avioane F-16 sau rachete, asta e altceva decât dacă facem lemnăria pentru Mercedes-uri. Avem nevoie neapărat de autostrăzi. Americanii aici au capacitate de construcție, în câțiva ani ne-ar rezolva. Sunt multe lucruri care pot vin de la America. Dacă am ști ce să cerem, ziceți. Dacă noi am avea niște priorități bine gândite. Pentru că acum vedeți, orice program politic începe cu autostrăzile. Autostrăzile sunt o problemă de reparare a economiei noastre, nu de dezvoltare, pentru că noi suntem în urmă. Acum 100 de ani s-a terminat prima autostradă în America, în 1920 și în 1929 în Italia. Deci noi reparăm trecutul. Avem nevoie de un salt. Saltul ăsta înseamnă o restructurare a economiei. Economia noastră este economie de tip manufacturier, care nu creează valoare adăugată la nivelul colectării în buget ca să ne putem dezvolta. Deci un număr de ani de acum înainte, pe calculele mele cel puțin 10 ani, vom depinde de fonduri externe. Fie UE, fie împrumuturi. Ar fi bine să avem și investiții americane mult mai puternice. Deocamdată America a făcut un salt. Conform ultimii
analiza Băncii Naționale, a trecut pe locul 5 la investiții. Dar fiind partenerul strategic cel mai important, eu aștept să fie pe primul loc. Concluzie, domnule profesor, ca să închidem cumva de unde am plecat, vă așteptați să existe măcar o tergiversare care să calmeze spiritele, una care să mai clarifice niște lucruri, sau credeți, nu știu, că în prima parte a anului viitor guvernul va spune, noi am ales, asta e, pe urmă depinde vedem noi cum mult, ne... Părerea mea depinde foarte mult de rezultatele alegerilor din Statele Unite. Atunci vom avea o altă paradigmă politică de continuare sau de schimbare și atunci vom vedea. Dar până atunci, cred că e bine ca să discutăm probleme care sunt mai spinoase, pentru că le mai clarificăm și noi asupra lor. Mulțumesc foarte mult că ați unit punctele, domnule profesor. Noi ne întoarcem în câteva momente exact cu o discuție despre ce se întâmplă în Statele Unite, nu doar că e iureșul dinaintea alegerilor, ci și pentru că Donald Trump, președintele în funcție, stârnește controversă după controversă în contextul modului în care abordează pandemia de coronavirus. Rămâneți cu noi! Am revenit în direct. A fost o săptămână extrem de tensionată în Statele Unite. Între dezbaterea candidaților la președinție, Trump și Biden, și cea a vicepreședinților lor potențiali, a intervenit felul în care liderul de la Casa Albă a gestionat propria infectare cu COVID-19. Internat aparent mai târziu decât ar fi fost cazul, așa cum rezultă din bâlbâielile consilierilor lui, ieșit pe urmă din spital să facă un tur cu mașina în care să salute lumea de pe stradă, pe urmă părăsind spitalul, deși încă sub tratament, președintele a mai și făcut acea declarație extrem de controversată, nu vă temeți de COVID, în condițiile în care au murit deja în America peste 210.000 de oameni. Acum președintele și-ar fi încheiat deja tratamentul și ar putea relua aparițiile în public începând de sâmbătă, a anunțat medicul său de la Casa Albă. Anunțul a fost făcut în condițiile în care, în urmă cu 10 zile, liderul de la Casa Albă a transmis că s-a infectat cu noul SARS-CoV-2 împreună cu prima doamnă, Melania Trump. Potrivit medicilor, Donald Trump a reacționat per total extrem de bine la tratament, iar starea sa de sănătate a rămas stabilă și lipsită de orice indiciu care să sugereze un progres al bolii. Miliardarul republican este nerăbdător acum să își reia campania electorală și preocupat să afișeze imaginea unui lider în formă. El a revenit luni la Casa Albă, iar de atunci a insistat în mai multe rânduri că se simte bine. Donald Trump a fost tratat până acum cu RegnCov-2, un cocktail de anticorpi folosit în tratarea COVID-19, dar care încă nu a fost aprobat în mod oficial și se află în stadiul de tratament experimental. I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it. I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked. Deși apropiații l-au constrâns să rămână la Casa Albă din cauza că este în continuare infectat, Trump a declarat că nu consideră că este contagios și că se simte suficient de bine pentru a relua meetingurile de campanie. Camelia Roșca, doctor în sisteme educaționale din Boston, Statele Unite, în direct cu noi. Bună seara! Mai întâi, înainte de orice, Camelia Roșca, felul în care președintele a ales să se comporte pe fondul infectării sale cu coronavirus. Există până la urmă, eu știu, o explicație dată de Casa Albă în legătură cu felul în care au procedat cu toate declarațiile astea, filmările, clipurile pe care le-a tot difuzat președintele, din care am dat și noi secvențe, în care spune că se simte bine, mai bine ca înainte, că e un fel de binecuvântare ce s-a întâmplat, că lumea n-ar trebui să se teamă de COVID? Bună seara, tuturor. Desigur, afirmațiile președinte ale Statelor Unite continuă să ne lase perplexi. Orice analiză medicală sau analiză din punct de vedere social arată că afirmațiile actualului președinte sunt complet aberante. Ai o țară în care 12.000 de persoane au murit deja, este absolut inconștient și extrem de periculos să faci aceste afirmații, mai ales de pe podiumul Casei Albe. Asta în condițiile în care aici se
poate interpreta, cred, în două feluri. Pe de-o parte, președintele spune nu vă temeți de povestea asta, dar deja el vorbește inclusiv familiilor acelor victime, cum spuneați, 210.000 și peste, și cifra continuă să urce, din păcate. Pe de altă parte, e protejat, nu, de tot ceea ce înseamnă beneficiile unui președinte. Să spui, beneficiind de cel mai bun tratament probabil din lume în acest moment, nu vă temeți, e probabil un fel de dublă ofensă. Cu siguranță, și Tudor, observația ta atinge niște puncte foarte sensibile în Statele Unite, pentru că accesul pe care diverse persoane îl au la îngrijire medicală este foarte diferit. Congresul Statele Unite și președintele Statelor Unite au acces la îngrijire medicală gratuită, de cea mai bună calitate. Asta mi-aduce aminte de o statistică, un index de progres social care a apărut de când și care arată că, într-adevăr, tehnologia în Statele Unite, tehnologia medicală, este prima din lume, dar în același timp accesul la îngrijire medicală de calitate în Statele Unite este pe numărul 91 din lume. Câte țări sunt în lume și Statele Unite sunt câteva sute, 200-300 de țări și Statele Unite sunt pe locul 91. Deci este, din punctul meu de vedere, absolut dezgustător să faci aceste afirmații ca președinte al Statelor Unite și să ignori acces la îngrijire medicală de calitate pe care oamenii îl au aici în Statele Unite. Camelia, încearcă cineva să dreagă toate lucrurile astea spuse de președinte sau staful Casei Albe doar cântă în strună sau în cel mai bun caz nu are nicio poziție? Adică mă gândesc că atâta controverse au stârnit toate comportamentele astea. Stau și mă întreb dacă cineva încearcă să le pună într-un context sau să le explice sau să mai calmeze din efectele pe care le-au produs ele. Este o întrebare interesantă, Tudor. Ce se întâmplă este actuala administrație a făcut atâtea afirmații aberante încât foarte mulți oameni nu mai știu ce să aleagă din ele. Dar ce în ce mai mulți oameni reușesc să treacă prin acest văl de minciuni, de afirmații care nu sunt bazate pe fapte. Este de fapt o luptă de fiecare zi și într-o parte ai persoanele mai progresive care au mai multă educație, care reușesc să vadă prin acest văl de minciuni. Pe de altă parte ai oameni care rolul este mai dificil să vadă prin acest văl de minciuni. Știi? Este foarte interesant și incredibil că în acest moment, după o tragedie națională, președintele Trump are 43% aprobare, 43% din americani aprobă slujba pe care asta el... Asta vreau să te întreb, pentru că a avut loc cu ceva timp în urmă, nu cu mult, dezbaterea candidaților la președinție, cu foarte puțin timp în urmă, cu o zi în urmă, a avut loc dezbaterea vicepreședinților prezumptivi și întrebarea e în ce măsură tema pandemiei a fost abordată, e temă principală de campanie și ar putea eventual să influențeze rezultatul alegerilor? Ce simți, ce se conturează? Cu siguranță, pentru mine a fost un foarte mare efort să mă uit la dezbaterea candidaților la președinție, pentru că este foarte dificil să văd modul de bully în care se exprimă actualul președinte al Statelor Unite. M-am uitat pentru că fiul meu, Tudor, a avut temă pentru școală să se uite, așa că mi-am luat inima în dinți și m-am uitat și eu. Ce am văzut, într-adevăr, este că a fost una dintre temele principale și am văzut de asemenea în continuare Joe Biden încercând să aducă în discuție fapte, numere, iar Trump făcând afirmații care nu sunt bazate în realitate sau eschivându-se în a răspunde de ce Statele Unite au una din cele mai înalte rate de infectare COVID-19, COVID-19. Mai ales că Statele Unite au avut beneficiul
de a vedea ce s-a întâmplat atât în Asia, cât și în Europa, deci ar fi trebuit să fie mult mai pregătite. Și vecinii noștri de la nord, de exemplu, Canada, au efecte negative de 5 ori mai mici decât Statele Unite. Deci se vede că se poate și doar incompetența acestei administrații, de fapt, a dus una dintre cele mai puternice, din punct de vedere economic, țări din lume. Clar că va fi factorul principal, probabil, de discuție și de influență în această campanie. Camelia Roșca, mulțumesc foarte mult pentru toate lămuririle în direct din Boston, Statele Unite. Rămâneți cu B1 TV! Cerul va fi variabil cu înnorări în sudul, estul și parțial în centrul țării în această noapte, unde pe arii restrânse temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Carpații meridionali, în special în zona înaltă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Mâine va ploua slab în estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile în marea lor majoritate, normale pentru această dată, vor avea valori maxime cuprinse între 16 și 23 de grade și minime între 5 și 17 grade. În capitală, cerul va fi noros, iar în deosebi, în prima parte a nopții, trecător va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14-15 grade. Mâine vor fi norări, mai ales în prima parte a zilei, când trecător va ploua. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar cea minimă de 10-12 grade. În zona montană, valorile termice vor fi apropiate de cele normale ale perioadei. Cerul va avea înnorări temporare și pe arii restrânse va ploua slab.